Și bine v-am găsit la un nou episod din Widget aici împreună cu pisica. Bună! Și astăzi ne vom juca, bineînțeles, joculețul vostru preferat. Să strâng o tonă de like-uri și vă mulțumim din suflet pentru asta. Vedem că vă place enorm de mult și sincer să fim, și nouă ne place foarte, foarte mult joculețul ăsta. Așa că, de ce nu? Poate chiar continuăm cum am făcut și până acum zilnic. Bă, mi-am găsit eu aici un loc să mă ascund. Nu știu dacă este un loc foarte bun, dar voi încerca să stau aici. Tu ai găsit ceva? Da, și eu am găsit un loc. E ok, e ok, nu mă plâng, e decent. De asta. Mamă, dar edita mai furtuna de zăpadă. Vom juca și pe, asta cum îi zice, pe modul celălalt, Hunter Hag, pe modul nou de joc. Dar nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria și dacă mai vreți episoade zilnice cu Widget, pentru că eu zic că merită. Și abia aștept să văd ce chestii noi vor adăuga developerii în joc. Cred că vor fi super, super tari. Momentan nu m-a găsit, ia să vedem cât suntem. Ok. Apropo, pe pisica o cheamă Băr. Adică ți-e fric de mor. Adică ți-e fric de mor și pe mine mă cheamă Sarmale, ca să știți numele. O să vă zicem numele noastre la începutul videoului, ca să știți după ce să vă uitați. Aoleu, nu arunca cu găina în partea asta, te rog frumos. Ce level ai până, bă? Eu aproape fac 15, am impresia. Aha, eu am 18. Mai am foarte puțin, dacă reușesc să fac punctele suficiente în meciul ăsta, fac 15. Au, iauzi. Primești și cadouașe, chestii. Crezi tu că primești? Păi când faci level, da, îți dă ceva. Îți dă automat acolo. Ceva? Na, da. Super. Bă, nu știu, am să stau nemișcat aici, acum sper să nu mă găsească, dar, na, asta depinde în funcție de ei, cât de buni sunt. Am găsit un loc destul de ok, știi? Aoleu, a găsit pe cineva. Ba, că l-a găsit pe unul lângă mine. Sper să nu vin aici. E un loc bun, dar aș fi preferat să mă transform în ceva mai micuț, sincer să fiu. Ești crasul. Ia uite, mă, ce încearcă ei pe acolo toate nebuniile. Ce încearcă ei pe acolo toate nebuniile. Eu nu cred că o să mă găsesc pe mine, sunt ascunsă prea bine, prea bine. Bine, nu-mi zic ca ce te-ai ascuns, că pe aia dacă păi mă găsești o să mă dea grăsus și trebuie să te prind. Păi nu o să spun, doar că sunt ascunsă prea bine. Au băieții ăștia niște skin-uri destul de șmechere, sincer să fiu, adică chiar arată bine unele dintre ele. Mi-a mai dat și mie niște iteme așa, dar... O să vedem. Mi-am schimbat pălăriuța la vrăjitoare, mi-am pus o pălăriuță maronie, pentru că în momentul în care te ascunzi la Hunter Hag, mai degrabă să am o pălăriuță maronie care se potrivește cu toate obiectele. A, eu nu mi-am schimbat decât culoarea, știi? Da, știi care-i faza? Am mătura aia care luminează. Și mă dă de gol tot timpul, înțelegi? Da. La Hunter Hag cel puțin trebuie să te camuflezi mai mult. Pentru că nu te poți deghiza în nimic. Deci, da. În principiu, cred că mai degrabă te camuflezi. Bă, nu, aoleu, nu veni încoace, te rog. Aoleu, a venit unul aproape de mine. Și la mine tot așa unul a venit foarte aproape de mine. Norocul e că nu a venit nimeni, adică nu și-au dat seama încă de locul în care m-am ascuns. E un loc foarte bun, uite-ți, dacă cumva reușesc să-ți profesez toată runda, să țineți minte locul ăsta și să veniți aici să vă ascundeți când vă dă pe harta asta, pentru că nu a venit absolut nimeni până acum aici. Au fost pe aproape, dar nimeni nu s-a gândit că m-aș putea ascunde aici. Și, bă, m-ar vedea, știi, adică dacă ar fi. Că bate la ochi puțin, dacă treci pe aici. Da. Dar mai suntem cât? 4 oameni, a, mă, că ne descurcăm. 4 oameni. 33 de secunde. Mai avem foarte puțin. Ouleu. 3 oameni. Noi 2 și încă 1. Ok, asta nu-i de bine. E mai rea dacă te-a văzut cineva că te-ai ascuns cu el și pe aia se transformă în grăsuș și pe aia vine pe tine și te moară, păi, că știi unde ești. Păi, îmi dai seama că așa făceam eu. Da, și e cam mai rea, știi, adică dacă mă duc undeva să mă ascund, prefer să mă uit să văd dacă sunt singur. 10 secunde. Aoleu, grăsuț pe aproape. Grăsuțule, nu veni aici. Hai că am scăpat. Și eu am scăpat și am ieșit. Am scăpat. Bine, acum dacă te omoară la sfârșit, nici nu mai are niciun roz, pentru că deja ai terminat runda și ai scăpat. Ah, blue short hair, mi-a dat păr scurt albastru pentru vrăjitoare. L-am și eu. Ok. Bă, sper să nu-mi dea crash jocul, pentru că în ultimul patch au băgat un bug în care îți dă crash jocul ocazional. Și mi s-a întâmplat, am făcut și un live ieri și mi s-a întâmplat și pe live de vreo două ori, de vreo două, trei ori chiar. Da. Și am văzut că și la alții li se întâmpla, știi? Că ziceau, bă, am intrat la loc că mi-a dat crash.
Ei, să sperăm că nu o să avem probleme, dar dacă avem probleme, bineînțeles, vom lipi noi video. Nu știu ca ce să mă ascund și unde. Nici eu nu prea știu, nu sunt obiecte mici pe aici. Bă, eu m-am ascuns ca ceva. Nu găsesc nimic aici. Grăsuții vor veni fix aici. Deja am văzut un grăsuț unde vine. Și eu, dar trebuie să mă fac în ceva mic. Bă, eu sunt ceva mic, dar nu sunt bine poziționat deloc. Trebuie să mă pun aici undeva. Perfect. Nu o să știe nimeni că eu sunt aici. Dacă încerc ceva, e riscant. E riscant. Noo, vreau acolo sus. Pot să aprind lumânarea? Pot. Sunt unele obiecte pe care le poți face să facă diferite lucruri. De exemplu, la lumânare dai foc la lumânare. La megafonul sau ce ăla, poți să dai muzică. Știu. Am fost surprins că am auzit muzică de la cineva. Zic, what the fuck? Hai că e un loc bun, e un loc bun. N-ai ce zice. Dacă s-ar poziționa și chestia asta a mea aici. Gata, la fix. E la fix, ai nebunit. Bă, noi mai suntem trei, ești nebun. Da, ne-a găsit destul de repede. Bă, și e și harta de astfel. Aoleu, a venit unul exact în camera. A, bine că a ieșit. Nu și-a dat seama. Bine că a ieșit, a venit unul exact în camera unde eram eu. Mamă, eram aproape. Dacă nu mă poziționam la fix, eram mort acum. Dar au găini? Aoleu, toți au găini. Toți trei. Asta e de rău pentru noi. Vom juca și modul nou de joc. Un piculeț mai încolo. Vom încerca să balansăm modurile de joc. Hide and Seek și cu Mobification sunt cam aceeași chestie. Doar că Mobification nu stai spectate. Așa că vom juca Mobification și vom juca Hunter Hag în episoade. Dar nu știu cum le balansăm asta, habar n-am. Cred că o să jucăm un piculeț așa, un piculeț așa și facem un episod. Oricum nu uitați că aveți și link-ul PC-ci în descriere, să vă duceți și la azi, vedeți cum s-a ascuns ea, pentru că eu mă ascund într-un fel, ea se ascunde în altfel și e diferit. Și bineînțeles, dacă sunteți la ea pe canal, puteți să veniți la mine pe canal și tot așa, știi. Un grăsuț jos acolo. Deci un grăsuț jos. Bă, momentan eu am găsit un loc super, super bun. Bă, și eu, bine, cam la vedere, mă mir că n-au venit ăștia încă aici. La mine a venit unul. Au și mult de căutat și au și afară, au și în casă. La mine a venit unul, dar s-a răzgândit și a plecat. Și am avut baftă. Dacă dădea găină. Dacă dădea găină știa că sunt aici. Ce faci, sarmale? Eu mă ascund, asta fac. Forța sarmalelor. Bă, uite, vezi, de când mi-am pus numele sarmale, parcă nu mă mai găsește nimeni. Bă, adevărat! Le zic la developeri să bage sarmale în joc. Crezi tu că vor băga? Te vor întreba ce e aia. Grăsuț, pleacă de aici! Deci uite, vreau să vă întreb acum în comentarii. Vreți să le dau un mesaj la developeri să-i întreb dacă să bage sarmale în joc? Și să te poți transforma într-o sarmă. Să te poți transforma într-o sarma. Spuneți-mi în comentarii, pentru că dacă văd foarte mulți dintre voi că vreți să le spun să bage sarmale în joc, le dau un mesaj și le zic și vedem ce zic. Ar fi Caterinca, frate, să avem sarmale în jocul ăsta, ai nebunit? Sărmăluțe de alea mici, știi, gen... Am rezistat atât de mult și ați venit în ultime secunde! Hai că mai e unul, oricum ați pierdut. Păi pe mine m-a transformat acum, pisici, da. Oh my god! Frate, am rezistat toată runda, era un loc atât de bun și nu venise nimeni să verifice. A trebuit voi să dați găină acolo. Oh my god. Ok, mai jucăm o rundă de asta și după asta ne vom băga pe Hunter Hag. Ce zice, bine? Bine, s-ar putea să fac și eu level în episodul ăsta, nu știu exact. Aoleu, e harta închisă de data asta. Da, e harta închisă. Pe asta n-ai un să te ascunzi. No. Pe asta te găsești instant. Sunt unele hărți unde chiar n-ai unde să te ascunzi. Adică uite, de exemplu asta e aceeași hartă, doar că e închisă. Și poți să te ascunzi ca o carte, dar gen...
Nu știu ce șanse ai, sincer să fiu. Sau să încerc ceva. Ah, dar nu. Asta e singura șansă, gen. Așa. Băi, erau niște lemne aici în piseci. Dar parcă vezi că trage direct în mine. Pun pariu cu tine pe ce vrei că direct în mine dă. Sunt o carte. Ah, fuck. Poate nu își dă seama. No, o să-și dea seama instant aici, pentru că e un loc foarte restrâns. Și, bă, dai găină și încerci toate obiectele și tot eu mor. Na. Frate, du-te în spanac, fix la mine ai venit. Du-te, da, bă, da, de aici, da, fratele meu. Du-te, bă, de unde? Ce ți-a venit ție să te uiți la mine? Ce ți-a venit? Zii și tu. What the fuck? Hai, ajungi în spanac, vieții mele. A, deja toată lumea, aproape toată lumea a murit, deci bă, da. Trezește-te în pisici, frate, stai afecat, de ce mai intri în joc? S-a făcut cineva? Da, ăla de zicea sarmale pociat. A. S-a făcut. Nu te bate aici! Vine, așa, sărmăluță! Bă, dar numai tu m-ai văzut, deci nu pot să înțeleg. Păi, nu, că te-ai mișcat, Plutei, nu m-am mișcat de la mea. Păi m-am mișcat după ce ai dat în mine, nu ți se pare? Hai dat în mine și m-ai aruncat de acolo și pe aia începeai să dai, nu ți-e clar că plec? Măi, eu gândesc ca tine, unde s-ar ascunde Max? A, vezi că e pe jos pe acolo unul. Frate, nu mă răghiți așa. Dar ce, eu sunt curios cum au făcut sunetele astea developeri, deci chiar sunt curios. Au băut bere și au început. Dar nu, că nu înseamnă că am un râgâi normal. Ce-s cu cărțile astea aici, e prea ciudat. Suspecte. Da. Suspecte. Da, era unul aici unde, ah, l-a găsit. Opa, opa, opa. Zboară, 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 zboară. Prinde-ți-l grăsut. Dă-i, 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 dă-i. Așa, ăla era în modul ăsta de joc cu Hunter Hag. Faza cu modul ăsta de joc e că nu prea joacă foarte multă lume, din păcate. Pentru că sunt puține serverește. Dar am invitat câțiva abonați aici. Am postat un clip foarte scurt pe canal. Și v-am invitat aici, așa că cine a intrat, bine ați venit pe server. Și noi acum trebuie să stăm ascunși de ăștia. Uuuu. Oh, nu, ăsta e exact aici. Faza că nu poți să-ți folosești abilitățile și nici nu poți să Răsuți. Faci mare chestie, adică trebuie doar să stai ascuns și să fugi de ei. Cam asta e toată faza, știi? Da. Stai pe și că mă alergă un grăsuț. Mătura asta luminoasă a mea nu prea e foarte wow. Mă alergă un grăsuț și nu-mi place să fiu alergată. A, doamne. De asta aici momentan. Văd că nu mă vede nimeni. E râgâie în spatele meu. Eu pot să râd. Olo, m-a prins, bă, ești bun. O, doamne, s-a ascuns. Nu veniți aici. Bă, trebuie să-mi schimb mătura asta, pentru că în momentul în care mă joc, modul ăsta de joc, nu mă ajută cu nimic mătura asta luminoasă, deși arată șmecher, dar sunt în dezavantaj, știi, într-un fel. Da. Pisica e brr. Brr de frig. Brr. Brr de bormașină. Bă, brr adevărat. Adevărat. Deci toată ziua cred că a dat vecinul cu bormașina astăzi. Adevărat, bă, deci uite, doamne, vezi, uite, puteam să-mi pun numele bormașină, de exemplu, eu nu m-am gândit. Nu m-am gândit la chestia asta. Nicola se crede șmecher. Se crede. Nico zice că e profesionist. Să fie. Bă, eu sunt singurul, eu sunt singurul. Eu sunt singurul care mă e. Să ne uităm după mătură luminoasă, dă-te grăsus de aici. Să nu vă uitați după nicio mătură. Adică aș spera să nu vă uitați după nicio mătură luminoasă, pentru că yeah. Da. Hai, Max, câștigă. Da. Aoleu. Băi, sper să câștig. Ia să vedem dacă reușim să câștigăm. Bine, m-am văzut, nu. No. Bă, și eram așa de bine ascuns acolo, deci nu m-ați găsit tot meciul, stăteam foarte, foarte bine.
O să mai facem chestii de genul ăsta, să vă uitați pe pagina de Facebook în general, pentru că voi posta pe pagina de Facebook când jucăm, ca să puteți apărea și voi în videoclipuri și chestii de genul ăsta, da? Ca să jucăm împreună. Deci dacă vreți să fiți pe fază, să jucați cu noi pe servere și asta, băgați pagina de Facebook acolo la like, la, ca să vă anunțe automat. Și da, bă, nu mai râgâiți aici, mă. Uite așa, dansul, faceți dansul ăsta, ia, ia, uite-l, hola! Dansul burtoacelor! Ia uite-le! Da, ești grăsuț? Da. Dansul burtoace! Aaa, uite-le cum stau acolo pe acoperi. Măi, măi, ce faceți voi acolo sus, a? Ia să vedem. Ia să vedem. Ia uite, eu văd pe una. Ce faci, mă? Hopa! Ce ai făcut, mă? Aoleu, uite-o pe aia ce a zburat. Fugi! E verde, dar s-a urcat tocmai acolo sus. Aaa, păi știu cum să mă urc acolo. Stai să vezi. Stai să vezi că am o modalitate să mă urc acolo. De ce nu merge? E un mod de joc diferit. Lol, te-a prins? Aia care stă acolo sus crede că eu nu pot să prind, dar... Eu de fapt pot să prind, dar e un piculeț mai greu. Tot mai stă acolo sus, mă? Ala? Da. Da, uite-o. Trebuie să ne urcăm la ea. Este exact pe turnul de lângă casa noastră, deci. Dar e foarte greu să sare aici perfect. Să faci săritură, uite-o. Te văd. Te văd. Nu pot să ajung. Încearcă și tu să sari acolo, să vezi dacă poți. Mai, că mai sunt două, știi, mai aia. De ce sărit atât de tare în pisici? Uite, uite cum stă. Uite că am ajuns. Aha, fugi, fugi că te prind. Ia uite, fugiți după ea, fugiți după ea, fugiți după ea. Unde e? E sus? Nu, e aici. Prinde, 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 prinde. Ai văzut că m-a urcat după aia și am reușit până la urmă. Fugi după aia, nu-l lăsa. Aaa, nu pot să prind. Haide, găsuț. Trebuie să-i tai calea, tai calea, tai calea. De ce zic tai calea, că e în fața mea? Bă, uite-o, prinde-te. Aha, aha. Hai că te prind. Verzuio. Vino încoace. Vino încoace. Am mâncat prea multă salată. Sarmale, cred. Aha. Aha. Varză, da, da, asta e faza, că nu prea ai cum să te ascunzi de noi. Nu prea ai cum, nu prea ai cum să te ascunzi de noi. Mai e una singură, mă, unde e? Pe vreo casă ceva, un acoperiș. Mă uit să văd, dar nu-mi dau seama. Poate fi ascunsă oare la noi, în casă? Nu cred. Poți să vezi. A, nu, a prins-o. Yeee, a câștigat runda. Bă, îmi place să fiu grăsuț de asta, că pot să-i omor repede, știi? Bam! Foarte tare. E foarte tare să jucăm împreună, știi? Asta e chestia, că zic că până și pe live-uri vreau să jucăm împreună și... când avem, de exemplu, un server care, bă, nu e nimeni, nu se joacă nimeni... Oh, bă, noi putem să-l facem full, știi? Gen, de ce nu? O, Doamne, harta asta, Max. Degeaba, harta asta, dar... Uite, da, de adevărat, n-ai mă să te ascunzi aici. Doar aici poate, dar te vede, mă, oricum ai fi, te vede. Știu. Unde să te ascunzi aici? Doar să încerci să fugi de ei. Să încerc să o iau așa. Gen, să le faci juc prin tunel. Uite așa să stau, să zic. No, n-ai șanse și nici măcar sub podulețul să nu te poți băga. Încerc să le fac juc cu teleportarea, să văd dacă merge. O, Doamne, un Moș Crăciun aici. Du-te în spanac, Moș. Moș Crăciun, dar sunt blocată. O, Doamne, o, Doamne. Bă, vino aici, bă, ce fugărește pe ăștia? Max, eu sunt blocat aici. Te-ai blocat? Cum ai reușit? Cum? Eu m-am blocat ca... Am fost ascuns într-un loc și când m-a transformat în crăsuț, sunt blocat. A, am pățit. Ajută-mă, fratele meu, aici de suferință. Nu cred că are cum să te ajute. Păi știu, da, glumesc. Gata, am ieșit. O, Doamne, mulțumesc din suflet! Ui! Încerc să le fac juk, știi? Juk infinit. Hop! No! Da, ai făcut-o de oaie, mă. Bă, dar mergea, a mers o perioadă. Prinde-l pe ăla! Na, n-ai unde să te ascunzi pe harta asta, niciun caz. N-ai cum, frate. Câți mai sunt? Doi. Unde s-au ascuns? Bă, că... pe gheață o fi pe... Au băgat saluneci acum, că nu era. Dar ar putea să fie, uite, pe casa asta, de exemplu, cred. Ia să vedem, e cineva aici? Aici nu e nimeni? Nu, nu pare să fie nimeni acolo. Păi și unde s-a băgat? Opa! A prins-o, gata! Ai prins-o? A, super! Nu eu! A, cineva? Lol. Bă, nu
nu știu, mie îmi place modul de joc, e ca trincă, mai ales când te joci în foarte mulți oameni și acum au mărit și limita de jucători la server, adică e chiar șmecher, e chiar șmecher. Da, noi sperăm să vă placă în continuare, bineînțeles, seria asta și să o facem, bă, dacă o fac, eu aș vrea să o facem chiar toată vacanța. Frate, seria asta aș vrea să o fac chiar toată vacanța, dacă văd că vă place în continuare și se strâng la fel de multe like-uri și susținerea voastră e la fel de puternică, de ce nu? Aoleu, m-am dus exact la ei. Hai să te bărbieresc așa cu asta. Gata, am porția de râghieturi. Ce Dumnezeu. Nu știu unde să mă bag. Na 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 na. Tu ce ești? Aoleu, ești Hunter. Sunt Moș Crăciună. Ești Moș Crăciună, dar nu prea e de bine. Era bun cu pacus, da. Perfect, parcur de parcur. Ești Moș Crăciună, dar nu prea e de bine pentru noi. Eu stau ascuns, n-am treabă. Zici că sunt de aici. Zici că așa m-a făcut în harta direct developerul. Da, zici că așa ar trebui să fiu eu aici. Nu mă aveți găsit niciodată. Ha! Da! Bă, mi-a sărit în cap, gen, nici măcar n-am avut timp să reacționez. Nici măcar n-am avut timp să reacționez. Ăștia probabil sunt pe acoperiș, că așa m-am gândit și eu, adică n-ai unde în altă parte să te ascunzi, mă gândesc. A râs cineva în direcția asta, m-a auzit. Ai auzit că a râs? Da. Și dacă eu aud că râde cineva... O fi pe sus, pe aici. E de nașpa. E de nașpa, dar eu știu. Plac de aici, om de zăpadă, suspect! Nu, no, n-are cum să fie, n-are cum să transforme. Și nu știu unde ar putea să fie, poate să se ascundă oriunde. Ia să vedem, aici cineva? Nu. Aici, pe aici, ceva. Nu. Doi mai sunt. Doi omuleți. Bam, 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 bam. Poate fi casă? Bă, uite, vezi, la chestia asta nu te gândești să, de obicei. Și mă, poate chiar sunt în casă. Că toată lumea se duce pe la acoperiș, pe la asta. Poate ei încearcă să se fraierească. Nu mai știu nimeni. Nici aici unde să eu nu sunt. Chiar nu știu. Chiar nu știu unde. Da, pisica e Moș Crăciun. Ne dă cadouri. Cărbune de ăsta, dar nu merge să-l dau acum. Bă, și eu am o căciulă de Moș Crăciun, dar nu sunt chiar Moș Crăciun, gen sunt semi-Moș Crăciun eu. Moș Crăciun, fake Moș Crăciun. Fake Moș Crăciun. Moș Crăciun... La pachet, nu la pachet de ăsta, Moș Crăciun... pe jumătate sau... Am doar căciula. E Moș Crăciun de buget ăsta meu. Cum a putut și moșul, adică na. Ia uite ce frumos. Îmi place cum face pălăriuța, adică căciulița. Nu știu unde e mă ăsta, eu nu știu, dacă l-auzi râzând sau ceva să-mi zici. Na, nu l-aud râzând, dar unde stă mă ăsta? Nu știu. Cred că noi trecem fix pe lângă el, dar nu ne dăm seama că s-a camuflat bine. Da. Uite, zice Ostelamos. A, nu, m-am blocat într-un acoperiș! Aha, vezi cum e? Vezi bă, cum e? Uite, mi s-a blocat piciorul, what the fuck? Dă drumul la picior! Uite-te cum... Bă, ce poziția asta la caracterul meu? Zic, poți să-i vezi poponeața. Hai că l-a prins... Uite-te cum am blocat, uite-te! Lol, na, mi s-au rupt picioarele! Hai! Bă, cum să te blochezi așa, ai nebunit! Dar aici m-am blocat și data trecută. I'm stuck, uite încă ce... Bă, trebuie să le zicem la developer de bug-urile astea. Da. M-am blocat, ajutor! Și tu te blocați, ei tot la fel, nu? Da. Dar am ieșit, am tot apăsat. Haide că e de la burtă! Burtoaca e prea mare! E de la burtă, haide! Aoleu. Hai că l-a prins, a câștigat runda. Dar oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu Widget, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!